Experți în patrimoniu ai Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură UNESCO au inclus pe lista obiectelor de patrimoniu mobil și mărțișorul românesc, acel simbol al sosirii primăverii atât de răspândit la români încă din perioada geto-tracică, înainte de colonizarea Daciei de către romani. Mai ales că în această lună, chiar luna lui mărțișor, am reușit ca după ritualul călușului, după fânte cu doimă, după ceramica de orezul, colindatul de ceată bărbătească și mărțișorul să fie considerat de Organizația Națiunilor Unite pentru Cultură, Învățământ și Educație ca o capodoperă a patrimoniului imaterial. Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință, Cultură UNESCO, fondată în 1945 cu sediu la Paris, este o organizație mondială care își propune să contribuie la pacea și securitatea lumii prin colaborarea între națiuni pe probleme de educație, știință sau cultură. Una dintre misiuni este păstrarea patrimoniului național al țărilor membre.